Conform tratatului de aderare la Uniunea Europeană, România s-a angajat că la 1 ianuarie 2014 să liberalizeze piața funciară, astfel încât cetățenii străini, persoane fizice din comunitatea europeană, să poată cumpăra fără restricții terenurile agricole. Proiectul de lege a fost aprobat de guvern în data de 20 noiembrie și va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014. Conform proiectului, cetățenii români vor avea totuși drept de preempțiune la achiziția de terenuri agricole, nu toți însă, ci doar arendașii eventuale ai terenului, vecinii, tinerii fermieri de până la 40 de ani, precum și statul român. Aici este și prima problemă. Statul va fi reprezentat de către Autoritatea pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare, o autoritate care nu există și care va fi formată prin reorganizarea Agenției Domenilor Statului. O a doua problemă este cea legată de modul de aplicare a legii, pentru că persoanele care vor dori să vândă terenuri agricole vor face un drum la primărie unde vor informa că au o ofertă de cumpărare, iar în termen de 30 de zile autoritățile locale vor trebui să afișeze această ofertă și să ceară celor cu drept de preempțiune un aviz de vânzare. După expirarea celor 30 de zile, în lipsa unor avize, se consideră că este vorba de o aprobare tacită, iar tranzacția va putea avea loc, numai că primăriile vor putea solicita o taxă pentru administrarea cererilor, taxă al cărei quantum nu este precizat. Pentru a înțelege mai bine impactul noi legi, sunt utile și câteva informații. Astfel, conform datelor oficiale, suprafața agricolă în România este de 14,8 milioane de hectare, din care terenuri arabile 10 milioane de hectare, terenuri nelucrate într-o statistică a anului 2008 6,8 milioane de hectare. Suprafețe agricole, deținute de străini, 700.000 de, de hectare, aproximativ 8,5%, asta în anul 2011. La debutului 2012, în România, dețineau terenuri din cele 700.000 de, de hectare, cetățeni din Italia, 24,29%, Germania, 15,48%, țările arabe, pe cum Irak, Liban, Siria sau Iran, 9,8%, Ungaria, 8,17%, asta pentru a prezenta doar prima parte a unui clasament la o abordare și mai restrânsă în spațiu, spre exemplu, județul Dâmbovița, unul dintre cele mai mici din țară, este poate grăitor din perspectiva a ceea ce s-a întâmplat până acum și ceea ce se poate prevedea că se va întâmpla de acum înainte. Astfel, în județul Dâmbovița, suprafața agricolă în 1990 era de 250.000 de hectare, pentru ca în 2013 să fie de doar aproximativ 240.000 de hectare și tot în același an teren necultivat aproximativ 1.500 de hectare. Livezile în 1990 însumau aproape 16.000 de hectare, pentru ca în 2013 suprafața acestora să scadă la doar 9.000 de hectare. Cu alte cuvinte, o suprafață ce s-a redus constant, fie pentru că terenurile au fost înscrise în altă categorie, fie pentru că pur și simplu nu au mai fost lucrate. Iar în aceste condiții este de presupus că, odată cu intrarea în vigoare a noi legi, cu drept de preemțiune sau fără, cel mai probabil străinii vor avea ultimul cuvânt la achiziția terenurilor. În momentul actual, în județul Dâmbovița, cele mai multe terenuri aflate la administrarea străinilor sunt cele deținute de societăți din Pakistan, Italia și Spania.